cine trece în Parlament și cum se formează majoritatea. Pentru mine asta, știți cum, cel mai frumos vulpoi mascul trăiește într-un, lângă un sat din Călăraș. Și cei care sunt în studiouri își fac cojoc, blană, ciupici și guler. A, știți cum? Dar vulpoi este bine mersi și aleargă pe podgorii, noaptea mănâncă găinși cu coș. Eu acum, ador maniera dumneavoastră. Eu am pregătit aceasta pentru dumneavoastră, doamna Murar. Despre vulpoi din Călăraș. Eu în calitate mea de fost ministru al mediului descurajez vânătoare. Ok, domnul Munteanu, dar știți, și jurnaliștii și politicienii își fac cojoc, blană, guler și ciupici de cameră. Dar totuși dumneavoastră ne vedem zilnic prin trolebuze, prin Chișinău, rezolvând probleme. De ce vă întreb? Ca om concret care se ocupă... Iată, am scris pe Facebook lângă... Veți fi sau nu în viitorul Parlament? Benzinăria Vento, un cuplu foarte drăguț de chișinăuieni. Dar nu, eram pe Bulevardul Grigore Vieru și Bărdac și soția îmi spune, domnul Cașu, nu ți-e rușine, uitați-vă și Bărdac pe Bulevardul Grigore Vieru, ești consilier municipal. Eu n-am mai îndrăznit, pentru că nu-i interesa să le spun că nu sunt consilier municipal, dar am spus că o să lupt pentru ei. Nu mai sunt deja. Este important, doamna Morari, am spus-o de câteva ori deja în această emisiune. Anticipatele este dreptul fundamental a cetățenilor Republicii Moldova să scape de hoții. Partidul nostru, Renato Usatăi, pledează pentru anticipate, nu că are un rating mare sau mic, dar că ăsta este dreptul cetățenilor.